Salut băieți, o nouă zi în paradis după Comori. Uitați dealul acolo, trebuie să ajungem sus. Aici e podul de unde plec, ca să vedeți și de unde o pornesc. Și aș o zis cu noroc. Iată. În credința coreenilor, șobolanul aduce noroc. Deci azi găsesc o comoară. Așa că se dăm bătaie. Ia uitați. Și vă minunați ce vreme frumoasă e la noi. Vedeți, pe acolo pe la șez v-au ieșit deja și florile ghiocei. Copacii au mugurit. La noi aici unde nu au stat dacii, am spus, 6 luni, jumătate de an e iarnă, jumătate de an e frig. Deci, dacii nu erau prost să stea, mai ales pe vremea când aveau burdeie. Trebuia să facă foc în ea tot timpul. Mergeau la șez. De la șez se găsesc multe obiecte din antichitate. Pentru că oamenii trăgeau la căldurică. Și acolo li se făceau și grânele, cerealele. Aici n-aveau decât să vâneze și să stea în casă la gura sobei. Așa că asta e, băieți, ăsta e adevărul. Cine vrea să găsească comori, să meargă pe acolo, pe la Buzău, ați văzut în Olt, zone călduroase. Nu mai zic de Timiș, nu mai zic de Bihor, Constanța, Constanța unde au stat grecii, unde grecii au făcut cetăți. Deci a spus dacii ce, băi, eu de, numai când citesc câte o minunăție din asta, zic, băi, dar ce arheologi avem, ăștia chiar așa bătuți în cap sunt. Da, de aia vă zic, în zona asta de munte nu prea aveți ce să găsiți. Nu zic să găsesc așa, dar rar, foarte rar, și trebuie să umbli. Nene, să fii dotat mașină 4x4, ATV, motocross, asta e adevărul. Dar eu ies să mă distrez și să râd și să mă bucur de viață, cât o mai fi. Nu, mă, haideți că acolo sus e, nu știu ce e acolo așa alb, zăpadă. Salut băieți, o nouă zi în paradisul înghețat, dacă am transpirat. Salut băieți, o nouă zi în paradisul înghețat. Ați văzut că ieri a nins. Peste zi a venit un pic de căldură, s-a topit. Și cam asta mai rămas. Vedeți? Și mergem acolo sus. E ceva zăpadă acolo. Vedeți? Ceva de râde zăpadă acolo lângă cruce. Am zis să mai ies, să mai caut comori. Dacă în episoadele trecute v-am arătat cum puteți să plantați comori, acum o să vă arăt exact ce se găsește pe acolo. Deci fără glume, fără realitatea. Hai să dăm bătaie. Ia uitați, castorul ăsta e precum Putin, nu-i ajunge, nu se mulțumește cu puțin. Acolo, alt copac, ronțăit. Ia uitați, gâștele, rațele, nu gâștele, s-au dus. Acolo, alt copac ronțăit, dincolo, altul, și tot așa, pe tot malul. Pe vremea lui Ceaușescu îi împușcau vânătorii, aveau ordine să îi împuște, fiindcă făceau pagubă. Acum sunt protejați prin lege, dar fiți atenți, dacă într-o noapte, două roade, atâta, într-un an, doi, nu o să mai rămână pe aici să țină malul niciun copac. E roade pe toți. Asta da. Ei, noi interzicem ce e rău, adică interzicem să fie omorât ce e rău și lăsăm să fie omorâți oamenii și altele care n-ar trebui să se facă. Da, bă, hai să merg să-mi văd eu de comorile mele, că
Rândul trecut m-am întâlnit cu cineva, un om, pe drum, l-am salutat și a deschis discuția el și din vorbă în vorbă zice omul, Dumnezeu ne-a părăsit. Zic, nu crezi că, zic, astea ce fac nebunii nu-i da de la Dumnezeu. Ce dacă ar mai ține cu noi, sigur n-ar lăsa să se întâmple așa ceva. Și am ajuns și la concluzia că țara asta nu mai e grădina Maicii Domnului, ci grădina satanei. Au venit sataniștii și au distrus țara. Ceaușescu era iubitor de țară. Oricum ar fi fost el zgârcit, că de la zgârcenie a pornit totul la el. Era țăran, zgârcit, da. Își iubea țara. Ăștia alții sunt vânzători de țară, noi toți. Nu, hai că vă filmez de sus. Uitați, a venit lui Putin. Atacă detecția de metale. Aveți detectoriștilor. Vedeți, vă caută. Putin a trimis avioanele, uitați. Și acolo lângă crucea. Unde-i crucea? Acolo, acolo e avion. Putin a... Ia uitați altul. Sper că-l vedeți. Iar am ajuns aproape sus. Ia uitați. Uitați, băieți, m-am întors la pomul lăudat, pe deal. Știți că ați văzut că am găsit comori în ultimele mele filmulețe. Așa că am zis să vin tot aici. Și acum o să caut așa mai departe, pe aici, să vedem ce găsim. Uitați ce frumos se vede. Uitați ce frumos se vede. Să văd munții și aici e și încă mai e zăpadă. Vedeți? Încă mai e zăpadă, că pe urmele de la căruță și munții mai departe. Vedeți? Iată așa. Aia-s bucegii. Acolo, bucegii. Da, bă. Hai să montez detectorul și să-i dăm bătaie. Salut, băieți! Gata, nu mai sunt arheolog amator, sunt Georgel Piratu, căutător de comori. Așa am stă mai bine cu barba asta, ce ziceți? Decât să fiu un arheolog, mai multolog decât arhe, mai bine. Piratu Georgel, căutătorul de comori. Deci, vă salută Georgel Piratu. Uhu! Să aveți ce bârfi la cafea arheologilor, nu? Bravo! Acum am verificat filmarea. Mă vedeți mai bine? Piratul Georgel, căutător de comori. Așa, mă, că bătea umbra. Dar am uitat să vă spun. Ieri am intrat pe un forum pe Facebook. Un forum al arheologilor. Și acolo era unul care comenta. Deci a zis o discuție despre noua lege, nou cod de patrimoniu, la care un arheolog, care e mai multolog decât arhe, a început el să comenteze acolo tot felul de absurdități, de aberații de ale lor. Așa că în timp cât vă montez detectorul, o să vă citesc comentariul lui. Cam așa gândesc toți, ca să vedeți cum gândesc arheologii. Ce minte îngustă au ei. Da. Și că acum face și facultatea de drept să se facă din asta, cum naiba îi spune. Avocat, avocatul diavolului. Păi da, că acolo trebuie să știi să minți. De fapt și în arheologie se minte la greu și în avocatură la fel. De aia se zice avocatul diavolului. Adică numai pe minciună se câștigă procesele. Pentru un om cinstit nu se câștigă, dar pentru un infractor se câștigă procesele. Și în țara noastră e dovadă foarte mare. Nu, hai să montez detectorul și să vă citesc
ce aberații emana respectiv. Sper că se vede, da? Hai că în timp ce montez detectorul, vă citesc ce a scris pinguinul ăla. Deci așa să știți că majoritatea arheologilor așa gândesc ca eu. Salut, prieten al detecției! Înainte de a vă povesti și a arăta ce detecție fac azi, hai să vă citesc ceva de la un porcușor de Guineea de pe un forum al detectoriștilor, al arheologilor. Porcușorul ăsta de Guineea cu fălcile grase și umflate îl cheamă Decebal Vleja. Și fiți atenți ce spune, ce comentează el acum, s-a umplut de o sânză inima lui, fiți atenți. Probabil va urma o activitate intensă a iubitorilor de istorie, într-o perioadă relativ scurtă de timp. Până la urmă este un bilet gratuit la loterie. Nu se știe când dai lovitura, făcând gropi pe teren, care totuși sunt proprietatea statului. Pe terenuri. Este liber la detecție, acum ori niciodată. Nu se știe cât va mai fi. Nicăieri în UE nu sunt măsuri așa de permisive pentru detecție. Bă, porcușorule, băi, nu mai molfăie atâta, mai uite-te și tu pe YouTube acolo la detectoriști din toate țările din Europa, mă, să vezi ce găsesc ea și cum se duc ele acasă și nu le dă la nimeni. Cum poți să, bă, porcușor, bă, iau, uite-l că molfăie și acum e cu gura plină. Ce mănânci, bă, porcușor? Ai ce mânca, dacă nu vezi că caca e destul. Ia uite, bă, ce prost îi spune. Convenția de la Valeta recomandă cât mai puține intervenții intruzive în siturile arheologice. Ai dreptate, bă, fraiere! Asta le explicam și prin 2014 la arheologițele, că erau alea cu gura mare care fac numai cafele. Și la aici, păi, convenția de la Valeta, băi, fraierilor, aia este vorba despre siturile care sunt deja făcute situri. Nu despre terenul arabil al lui Ionel, Georgel și Vasilica. Băi, fraierilor, dacă nu înțelegeți, tăceți din gură. De ce oare? Pentru a păstra rezerve arheologice pentru generațiile viitoare. Băi, fraiere, generațiile viitoare vor scoate rezervele noastre care le facem noi acum. Și tu, după ce mănânci lături, mergi și faci un caca și ăla o să găsească arheologii, băi, peste 2000 de ani. Cere ca intervențiile arheologice să fie făcute numai de profesioniști. Păi ai zis bine, bă, fraiere. Intervențiile arheologice, dar nu e vorba de detecție, bă, pai pinguinule. Cum dracu de sunteți atât de bătuți în cap și totuși ați făcut o facultate și luați bani din banii poporului pe degeaba. Că nici atât nu vă duce capul să înțelegeți acolo o convenție de la Valeta, nu? Deci ați înțeles cum gândesc arheologii. Așa că la ăștia și dacă le-ați da, ce să zic eu, luna de pe cer, tot împotriva detectoriștilor or să fie. Așa e gândirea lor îngustă. Ăsta e creierașul lor. Mic, 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 ca la un șoarece de bibliotecă. Și din păcate ăștia văd că ne fac nouă legile în țară, mă. Ăștia cu mintea îngustă. Nu, bun, hai să filmăm și detecția. Nu o să filmez, fiindcă de ce am venit cu detectorul ăsta? Fiindcă ăsta vede cu ele aici, ați văzut, n-am ce să vă scot. Alea de la MyLab sunt foarte bune, dar alea sunt pentru zone cu bogății. Bronz, cupru, argint, aur. Alea fiarele vechi le ignoră, nici nu ți le arată unele, care numai fier curat, nici nu ți le arată. Oțelul ți-l arată. De-aia am venit cu asta să găsesc ceva, măcar dacă tot vin până aici. Dacă găsesc interesant, vă arăt. Dacă nu, la urmă, vă arăt ce am găsit. Hai să ne auzim cu bine.